Iată. În dimineața aceasta, din nou, sub auspiciile acestei mari sărbători a Învierii Domnului, aș vrea să medităm la acest pasaj pe care Ioan îl inserează în Evanghelia sa, oarecum interesant alegerea lui Ioan, dacă vom citi Evanghelia lui Ioan, vom observa că el finalizează capitolul 20 cu o concluzie, și iată ce spune el. În concluzia, parcă în concluzia Evangheliei, Ioan relatează. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Și pare că ar fi finalul Evangheliei. Însă Ioan își amintește un episod atât de marcan pentru viața lui și a celorlalți ucenici, încât nu poate să nu-L scrie în finalul acestei Evanghelii. Momentul în care Hristos li se arată celor șapte ucenici, era un grup de șapte ucenici care s-au dus pe Marea Tiberiadei sau Marea Galilei să pescuiască, l-a marcat așa de mult pe Ioan. Și aș vrea să medităm puțin la acest episod, la acest moment. Privind spre acest pasaj și gândindu-mă la viața pe care noi o trăim, mi-am dat seama că atunci când viața este monotonă, când viața este liniară, așa plată, cum a fost a multora dintre noi ani de zile, de 30 de ani în România am avut libertate, de 30 de ani în România am avut pace, Zeci de ani, iată, în care viața multora dintre noi nu prea a fost fluctuantă. Am avut o viață obișnuită. Chiar la un moment dat, mulți dintre noi parcă am socotit că viața e banală în stilul în care o trăiam. Și iată că Dumnezeu a îngăduit ca în anul 2020 siguranța vieții celor mai mulți dintre noi să se zguduie. Obișnuitul vieții noastre să intre într-un declin și nu mai este viața liniară, nu mai este viața obișnuită și nici nu știm dacă în continuare vom mai ajunge la un stil de viață pe care l-am avut înainte. Nu știm ce ne așteaptă ziua de mâine. Când viața este așa obișnuită în monotonia ei, Parcă nici relația noastră cu Dumnezeu nu are parte de momente de încărcătură puternică, momente de schimbare puternică. Și de aceea, poate, Dumnezeu pentru mulți dintre noi a îngăduit această perioadă mai grea, pentru ca să ne dăm seama că avem nevoie de Dumnezeu, să ne dăm seama că trebuie să-l căutăm pe El, să ne dăm seama că în situațiile vieții în care ne aflăm, singurul care mai poate să aducă remediu este Domnul. M-am uitat în cartea Apocalipsa și Biblia vorbește despre o biserică numită biserica din Laodicea care avea o viață plată, obișnuită, avea stilul ei, avea ritmul ei. Și Dumnezeu când se uită spre această biserică vede că acolo nu se întâmpla aproape nimic. Și spune Dumnezeu, Apocalipsa 3 de la 16 în jos, pentru că mă uit la tine și nu ești nici rece și nici măcar în clocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că înaintea lui Dumnezeu probabil cea mai periculoasă stare este aceea când te auto mulțumești, auto înșelându-te că ești bine. Atunci când nimic nu se schimbă în viața ta. Nu ești nici într-o relație foarte vie, puternică, profundă, plină de pasiune cu Dumnezeu, dar nu ești nici în lume adâncindu-te în cele mai adânci ale păcatului, dar cochetezi cu lumea, cochetezi cu păcatul și viața ta este așa undeva într-o stare căldicică, iar asta creează gust, creează dezgust în percepția lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus despre o biserică, dintr-un oraș, care să o lepede, are să o respingă. În dimineața aceasta aș vrea să ne uităm la viața ucenicilor. Ucenicii erau tulburați, ucenicii erau amărâți. Viața acestor oameni care trei ani și jumătate au umblat după Hristos, avusese un curs deja obișnuit, liniar, știau că Hristos este cu ei. Știau că Hristos le poartă de grijă, însuși Hristos îi întreabă retoric într-o împrejurare, ați venit după mine fără pungă, fără traistă și ați dus voi lipsă? Însă, odată cu moartea lui Hristos și apoi învierea Domnului Iisus, Ucenicii au avut o perioadă de aproximativ 40 de zile în care au fost destul de derutați. Pendulau dintre îndoială, necredință, împietrire, în starea de credință, de închinare, de mărturie puternică. Și iată, spuneam mai adineauri. Că Ioan parcă și încheie Evanghelia în capitolul 20 cu acea concluzie a versetelor 30 și 31, dar revine amintindu-și totuși de un episod în care viața lor a fost afectată profund de acea întâlnire la Marea Tiberiadei, după o noapte de faliment, după o noapte de eșec, ajung la țărm și când se gândeau că vor fi mai derutați decât au fost când au venit la Marea Tiberiadei. Se întorc la țărm o corăbioară plină de pești. Și aceasta, pentru că la țărm i aștepta Iisus. În dimineața aceasta aș vrea să privim atât spre falimentul ucenicilor, cât și spre momentul în care îi recunosc binecuvântarea pe care Hristos le-a dat-o. Dar dincolo de aceasta, recunosc că cel care era pe țărm și pe care nu-l cunoscuse era la început, era Domnul. Și primul care remarcă lucrul acesta, spune Scriptura, versetul 7, textul citit, atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Mi-aș dori așa de mult ca în dimineața aceasta, privind la exemplul acesta și privind apoi la viața noastră, indiferent... În ce stare ne aflăm? Poate ești într-o stare de faliment, într-o stare de eșec. Poate ești într-o stare în care să te simți binecuvântat, să vezi binecuvântarea lui Dumnezeu. Așa de mult mi-aș dori să-l poți descoperi pe Domnul, ucenicii aceștia. Între starea de faliment și între starea de binecuvântare, iată, îl descoperă pe Domnul. Și în dimineața aceasta aș vrea să urmărim acest gând. Din pasajul nostru, între faliment și binecuvântare, se descoperă Domnul. Între faliment și binecuvântare se descoperă Domnul. Și haideți să privim puțin la ucenici și să vedem cum ajung ei la faliment, cum ajung ei în starea aceasta de eșec. Și textul nostru ne spune că Simon Petru și încă șase împreună cu el erau împreună. Iar Simon le-a zis: Mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, au zis ei. Au ieșit, din, au ieșit și au intrat într-o corabie. Și s-au dus să prindă pește. Aș vrea să observăm un lucru important: că în faliment, în eșec, ajungi întotdeauna când te duci unde nu te-a trimis Domnul. Sau când ești unde nu te vrea Domnul, Petru și ceilalți ucenici care erau împreună cu el erau într-un loc în care Domnul nu-i trimisese. Era într-un într loc în care Domnul nu-i voia prezenți. Citim despre Apostolul Petru, Luca, în capitolul 5, versetul 10, atunci când l-a întâlnit Hristos pentru prima dată pe țărmul mării Galilei a rostit Hristos în dreptul lui, printre altele, următoarele cuvinte. Nu te teme, Petru, nu te teme, Simon, de azi încolo vei fi pescar de oameni. Domnul Iisus Hristos i-a adresat lui Simon acest cuvânt și l-a asigurat de faptul că n-ar trebui să lase în viața lui niciodată frica de ceea ce El, Domnul, cheamă să facă. Și să aibă siguranță că ceea ce Hristos îi încredințează lui de atunci înainte, pentru toată viața, va fi o lucrare la care Hristos îl chema. Ce căuta Petru acum pe Marea Tiberiadei? Fricos, îndoielnic, îngrijorat. Trebuia să ajungă acasă. Acasă avea cel puțin o familie și o soacră sănătoasă. Că i-a vindecat-o Iisus. Îl aștepta soția. l aștepta soacra lui. Probabil îl așteptau copiii. După trei ani și jumătate de umblat pe străzile Israelului, pe ulițele Ierusalimului, în zona Mării Galilei, pe unde au misionat alături de Hristos, să te întorci acum acasă fără să ai nimic Petru a crezut că nu se poate așa ceva, de aceea a ales să meargă să prindă pește. A uitat că Domnul a schimbat cândva încadrarea, a, schim... a uitat că Domnul a schimbat cândva starea. Petru era în locul în care Hristos nu îl dorea. Ucenicii de asemenea erau împreună cu el. E drept că în Evanghelia după Matei, la finalul ei, în capitolul 28, apare acolo un verset în care ni se spune că Hristos... Le transmite ucenicilor prin acele femei care l-au întâlnit pe Hristos în prima zi să meargă la muntele din Galileea, unde Domnul le-a promis că li se va arăta. Dar ce căuta ei pe mare? O fi căutat vreun munte în mare, nu? Erau într-un loc nepotrivit. Erau acolo unde Domnul nu-i vroia. Întotdeauna când suntem acolo unde nu vrea Domnul și unde nu ne-a chemat El. Noi vom gusta din paharul acesta searbăd al eșecului, al falimentului. Priviți, vă rog, în prima zi a învierii, seara, Domnul se arată ucenicilor. Erau cei zece ucenici, Toma lipsea. Unde era Toma? Nu știm. Evangeliștii nu ne spun, Ioan, care relatează apoi mai târziu întâlnirea dintre Hristos și Toma alături de ceilalți ucenici, nu ne spune unde era Toma, însă el era în altă parte. Însă Toma fusese în locul în care Hristos nu l-a vrut. Hristos îl dorea în sânul ucenicilor, împreună cu cei pe care el i-a pregătit timp de trei ani și jumătate. Însă Toma lipsește la prima arătare a lui Hristos. Și apoi la o săptămână Domnul îi se arată. Și apoi pentru a treia oară și în dimineața aceasta am citit, Domnul se arată din nou cenicilor și era și Petru acolo, și era și Toma acolo, și era și Ioan, și era și Iacob, și mai era și Natanel, și mai erau încă doi împreună cu ei. ce au fi simțit ei când l-au văzut pe Hristos și l-au recunoscut pe țărmul mării? În se torceau de pe mare. De acolo i-a luat Hristos pe fiul lui Zebedei, de acolo l-a luat Hristos pe Petru, din zona aceea probabil proveneau și ceilalți, Natanael din Cana Galilei, când ești acolo unde nu te vrea Domnul, guști din faliment, te pândește eșecul. Aș vrea să te gândești în această dimineață și nu mă refer la faptul că <coughs> Te afli într-un loc fizic poziționat. Acum, neavând ce face în starea aceasta de urgență, fiecare trebuie să stăm la casele noastre. Noi venim să slujim aici într-un număr limitat, așa este situația. Și nu mă refer la aspectul acesta, unde te poziționezi acum din punct de vedere fizic, ci vreau să întreb spiritual, unde te poziționezi? Din punct de vedere sufletesc, duhovnicește unde te afli? Ești unde te vrea Domnul? Răspuns chemării pe care Dumnezeu o are pentru tine în momentul acesta? Pentru că s-ar putea ca unii dintre noi să credem că în perioada aceasta în care lipsim deja de aproape două luni de la biserică, nu ne mai întâlnim la rugăciune, nu mai avem activități comune, nu mai cântă corul, nu mai putem să fim implicați în proiectele în care eram implicați altădată, am devenit inactivi. Stăm liniștiți! Ne vedem de treaba, accesăm un online și ne vedem de treaba noastră. Nu! Nu e ăsta locul în care te vrea Domnul. Nu e asta starea și poziția pe care o vrea Domnul pentru tine. Întreabă-te în, în perioada aceasta, oare cum este părtășia ta cu Domnul? Dacă altă dată nu aveai timp fizic, acum îl ai. Părtășia ta cu Domnul a crescut? Așa se întreb de părtășia cu ai tăi. Cu copiii, cu soția, cu părinții, cu bunicii, cu cei care trăiești. Ești, din punct de vedere spiritual, în locul în care te vrea Domnul? Așa să te întreb în ce privește relația ta cu Domnul, sfințenia. În ce stare te afli? Dacă în dimineața aceasta Domnul vine și te așteaptă la țărmul vieții tale, tu unde ești? Eu unde sunt? Ne gândim acum că dacă suntem în izolare, ne gândim că dacă suntem acum singuri, nimeni nu ne poate verifica, să vadă cam în ce stare ne aflăm. Și e adevărat, noi stăm aici, eu vă vorbesc, dumneavoastră sunteți în spatele unui ecran, a unei tablete, a unui telefon. Toate acestea, parcă n efect, însă dincolo de noi este un ochi care ne vede, este ochiul lui Dumnezeu, este valoarea lui Dumnezeu, ești în locul în care Dumnezeu te vrea. Am citit o carte care se intitula Cine ești când nu te vede nimeni? Cine ești când nu te vede nimeni? Și acum pentru mulți dintre noi, perioada acestor săptămâni de izolare, au fost adevărate teste. Pentru că atunci când ești în singurătate, trebuie să vezi dacă spiritual poți să rămâi lângă Domnul, să trăiești cu El. Nu doar când suntem mulți la grămadă, atunci dovedim că suntem de spiritual. Nu! Adevăratele bătălii se câștigă atunci când ești singur, doar tu în fața ispitei. Cum stai cu părtășia cu Domnul? Care este relația ta cu cei cu care străiești viața? Ești în poziția în care te vrea Domnul, ești în starea în care te vrea Domnul în ce privește sfințenia, dar mulțumirea, dar mulțumirea. Știu că e așa de greu, pentru că multora dintre noi s-a schimbat stilul de viață să fim mulțumitori. Aveam un stil, aveam un mod de a trăi și dintr-o dată toate ni s-au îngrădit, parcă ni s-au luat. În dimineața aceasta aș vrea să observăm că falimentul ucenicilor apare pe fondul poziționării lor într-un loc nepotrivit. Când ești unde nu te vrea Domnul, te paște falimentul, așa că te rog, schimbă locul, nu camera. Nu e vorba de locul fizic pe care îl ocupi, ci de locul spiritual în care poate te afli și simți că falimentul roade în ființa ta. Ridică-te de acolo. Ridică-te de acolo. Ucenicii ajung în faliment, apoi, pentru că se bazau, se bazau pe ei înșiși. Când te bazezi pe tine însuți, falimentul e doar la o șchioapă de viață ta. Simon Petru le-a zis celorlalți, versetul 3, mă duc să prim pește. Nu-i interesat de ceilalți, interesat de el, are siguranță pe ce spune, mă duc să prind pește. Cum îl vedeți pe Petru acum când se apropie de țărm și nu are, nu are nici măcar un pește mic. Cum îl vedeți? Probabil cu capul plecat, amărât, Dându-și seama că s-a înșelat amarnic. N-am învățat Petru lecția. În urmă, cu câteva zile, cu câteva săptămâni, el a avut curajul în fața celorlalți sucenici să spună: Eu sunt diferit de ceilalți. Chiar dacă toți ceilalți se leapă de tine, eu rămân lângă tine și până la moarte mă duc cu tine. Greșeala fundamentală a omului, și îl vedem și pe Petru aici, începând de la Adam, până la mine și până la dumneavoastră, este să se încreadă în Eu. Spunea cineva că acesta este de fapt păcatul fundamental. Păcatul fundamental al omului este euul. Euul. Să te bazezi pe tine însuți. Mă duc să prim pește. El a uitat ce a spus Hristos. Și Ioan relatează în 15 cu 15 în Evanghelia sa. Că își despărțiți de mine, spunea Hristos. Nu puteți să faceți nimic, nici măcar să prindem un amărât de pește, nici, nimic. Spunea Hristos în Matei 6, nici măcar să adaugi un lat de palmă la înălțimea ta. Omule, recunoaște, acceptă că fără Dumnezeu tu nu poți să faci absolut nimic, nici măcar să respiri aerul pe care El ni l dăruiește. Când eram copil aveam un vecin pe care îl vedeam mereu ieșind afară. Cercam să le câteva vorbe cu el. El spunea câteva cuvinte și apoi îmi spunea, îmi pare rău, nu pot să vorbesc mult, că nu am aer, mă nec. Nu putea să respire aer. Și apoi, din pricina aceasta, a și murit. Bătaia inimii mele și bătaia inimii tale este numai pentru că Dumnezeu vrea lucrul acesta. Deci ai impresia că de anumite lucruri, ca și cum ele ți-ar aparține. Atunci când te bazezi pe tine, atunci când te bazezi pe puterile tale, pe capacitățile tale, ești pe marginea prăpastiei, te paște eșecul. Samson. Omul acesta născut prin făgăduință, ajuns judecător peste Israel, un om cu o chemare specială, ajunge să ieșueze profund, ajunge într-un faliment din care nimeni nu l-a mai putut scoate, pentru că s-a încrezut în sine. Voi face ca mai înainte, spunea el judecător 16. Voi face ca mai înainte. Și observați, vă rog, versetul 20 spune, și nu știa, Samson, nu știa că Dumnezeu se depărtase de el. Cea mai mare tragedie a omului, să se depărteze Dumnezeu de tine. Știți când se întâmplă aceasta? Când crezi că nu mai ai nevoie de el. Când crezi că te descurci, când crezi că ești în stare tu să faci lucrurile, când crezi că tu poți să răstori munții, doar ești tânăr, ai înțelepciune, ai minte, dragul meu, oprește-te și în această zi pune în viața ta prioritar, pe primul loc să fie Dumnezeu. Dumnezeu, El este important. Nu eu, nu noi, nu ai mei, nu ai noștri, ci în primul rând Dumnezeu. Când duce nici aceștia, au crezut că vor face ei grozăvie, Ce ne lăsăm noi la Petru, mă duc să prind pește. Mergem și noi împreună cu tine. Ce noi nu suntem în stare, nu de acolo ne-a luat Hristos. Și după o noapte de prins pește, n-au prins nimic. După o noapte în care Biblia spune că s-au trudit. Nu au avut nimic ce să aducă. Ba Ma mai mult, în această stare de eșec, situația acolo unde nu-i vrea Domnul, bazându-se pe sine însuși, este afectată întreaga lor ființă. Vă rog, observați, simțurile lor sunt afectate. Dimineața Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este El, nu puteau să-L vadă, nu puteau să-L recunoască. Trăirile lor! Ucenicii devin derutați și nesiguri de ce se întâmplă. Un străin le dă un sfat și ei ascultă sfatul străinului. Relațiile lor, relațiile lor sunt afectate. Când Petru o să meargă să prindă pește, nu este interesat de ceilalți, mă duc să prind pește. Ucenicii îți dispuși să răspundă la orice stimul exterior, nu contează că e bun sau rău, ar Domnului că pe era Hristos. Dar dacă era un străin, după ce toată noaptea s-au trudit să prindă pește, mai făceau un efort în zadar, ieșeau și mai usteniți, și mai plini de uh, amărăciune. Bine că a fost Domnul pe țărm. Aș vrea dimineața aceasta să te uiți la propria ta viață și dacă cumva ai ajuns în eșec, schimbă-ți poziția, schimbă-ți locul. Nu te mai baza pe tine. Bazează-te pe Domnul, nu mai hotărâi lucruri despre care nu știi dacă le vei împlini sau nu, pentru că și Iacov spune la un moment dat în cartea sa, Epistola lui Iacov, capitolul 4, nu mai ziceți mâine ne vom duce în cutare, loc vom face cutare sau cutare, câte ne-am plănuit noi pentru anul 2020, câte ni s-au spulberat, toate. De ce? Ne-am obișnuit să facem planuri. Ne-am obișnuit să programăm concedii, ne-am obișnuit să programăm lucruri, ne-am obișnuit. Noi suntem în stare, avem experiență și iată că toate s-au ruinat. Poate ne aflăm unii dintre noi în această stare de eșec, de faliment. Doamne, pentru că ne-am încrezut prea mult în noi și asta ne-a afectat toată ființa. Haideți să vedem. Cum ajungem totuși să scăpăm de starea aceasta de eșec, de faliment și să-L descoperim pe Domnul pentru că în spatele lui Hristos ascunde binecuvântarea. În spatele străinului de pe țărm era binecuvântarea lor. În spusele străinului de pe țărm era binecuvântarea lor. Între eșec și binecuvântare era Hristos. Aruncați breaja în partea dreaptă. Fac lucrul acesta. Făcând lucrul acesta, dintr-o dată se întâmplă ceva. Parcă așa ca o reverie, ca o descoperire nemai întâlnită îl recunosc pe Hristos. În binecuvântare, iubitul meu, ajungi numai când poți să-L recunoști pe Domnul. Revin la versetul citat mai devreme. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Spunea un comentator al Scripturii în Evanghelia după Ioan, Domnul a devenit ca un light motiv înălțător. Ideea aceasta să-L poți vedea pe Domnul e atât de importantă. Să-L poți recunoaște și în situația în care te afli. afli. Este foarte importantă. Dar mai ales când se întâmplă să îți meargă bine. Și eu cred că unora în perioada aceasta, din punct de vedere spiritual, ne-a mers mai bine ca înainte. Am avut timp de rugăciune mai mult. Am avut timp de studiu mai mult, am avut timp de familie, am avut timp să ne așezăm prioritățile în ordine. Și, din punct de vedere spiritual, s-ar putea să te afli sufletește în binecuvântare. Și mi-aș dori să te găsesc în starea aceasta. Însă, prosperitatea și această prosperitate spirituală ar trebui să ne ajute să-l recunoaștem mai bine pe Domnul, să-l recunoaștem mai bine pe cel care vine în ajutorul nostru. Până la urmă, uită-te în propria ta viață și vezi oare sănătatea ta, înțelepciunea ta, capacitățile tale, deciziile pe care le-ai luat și ți-au adus binecuvântare. Oare cum le-ai putut lua? Nu cumva asistat și susținut de Domnul? Vezi că alții n-au sănătate. Vezi că alții n-au înțelepciune. Vezi că alții au luat decizii și au falimentat dacă ție -ți merge bine, este că lângă tine a stat cineva care te-a ajutat. Recunoaște-L pe Domnul. Recunoaște-L pe Domnul pentru că zice cuvântul lui Dumnezeu în cartea Proverbele lui Solomon, în capitolul 3, versetul 5, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările, slavă Domnului. Priviți-vă rog la o străină, Biblia ne spune despre Rut, în cartea cu același nume, o străină moabită ales să se lege de Domnul. Și pentru prima dată în viața ei probabil alege să rostească acest cuvânt, când în capitolul 1, cartea Rut, versetul 17, ultima parte, ea are curaj să spună, facă Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. facă Domnul, cu alte cuvinte, nu mă interesează ce se întâmplă cu viitorul meu, cu viața mea, cu cariera mea. Aleg să las pe Domnul să facă din mine și cu mine ce o vrea El. Spuneți-mă, ales greșit, rut. A ales să-L recunoască pe Domnul în viața ei, măcar că nu-L cunoscuse. Până atunci, dar a văzut în Naomi ceva deosebit. A văzut un comportamentul soacrei, în trăirea ei, ceva ce a atras și a spus, vreau cu alte cuvinte de azi înainte să-L recunosc pe Domnul în viața mea și fac în ce-o vrea El. Eu nu mă las de tine, mă duc cu tine și în Betleemul lui Iuda, de unde ai venit tu de la sărăcie, de la ruine, de la pământ plin de pălămidă și de spini, de la locuri pe care le a părăsit în urmă cu 10 ani. Mă duc cu tine, nu contează, dar vreau să-L recunosc pe Domnul. Priviți, vă rog, spre finalul vieții acestei femei. Spune Biblia că a ajuns să fie mama, mama bunicului lui David. Marele împărat David, o are ca străbunică pe Rut Moabita, o străină care alege să se apro apropie de Domnul, o străină care alege să-L recunoască pe Domnul în viața ei și primește atâta binecuvântare de la Dumnezeu ne o găsim și în genealogia Domnului Isus, în spița neamului lui Hristos, o găsim pe rut. De ce? Pentru că ales să-L recunoască pe Domnul. Recunoaște-L pe Domnul în viața ta, recunoaște-L în deciziile tale, recunoaște-L în sănătatea ta, în înțelepciunea ta. Asta îți va aduce multă binecuvântare. Ca să ajungi în binecuvântare, trebuie să-L recunoști pe Domnul și, și să-L asculți. Să-L asculți. Citeam dimineață într-o carte, scrisă de Larry Crabb, numită Făuritorii Căsniciei. Și omul acesta spunea, singura cale sigură spre bucurie reală și durabilă este calea aspră și cu povârnișuri marcată de indicatorul ascultare. Singura cale sigură spre bucurie, cu drum ocolitor, cu povârnișuri, are indicatorul ascultare. Eforturile celor care dispus să asculte de Domnul vor avea întotdeauna ca final binecuvântarea. Ezra spune în Psalmul 119, versetul 14, Când urmez învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile din lume. În străinul de pe țărm, ucenicii n-au știut ce să creadă. Însă când au pus mâna pe mreje și au început să treagă mulțimea peștilor, 153 la număr, într-o corăbioară în care erau și șapte oameni, i-a făcut să-L recunoască pe Domnul. Și acum probabil se fericea unul pe altul, ce bine că am ascultat de Hristos, ce bine că am luat aminte la cuvintele Lui, ascultă de sfaturile Domnului. Apleacă-ți urechea, și ascultă ce îți vorbește Dumnezeu prin Scriptură, prin evenimentele din jurul nostru, prin Cel de lângă tine și recunoaște-L pe Domnul atunci când îți spune ceva și fi gata să împlinești. Pentru că spunea Domnul Iisus Hristos în Matei 7, de la versetul 24 în jos, omul care este dispus să asculte cuvintele lui, este asemănat cu un om înțelept, un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă și când au venit intemperiile vremii, când a venit prigoana, când a venit pandemia, când a venit izolarea, când a venit restricțiile, casa lui a rămas în picioare. Unde ești? Acasă. Dar tu mai ai încă casă? Da, ea a rezistat. De ce? Pentru că viața spirituală a noastră trebuie să se bazeze pe adevărul Scripturii pe cuvintele Domnului și asta ne aduce binecuvântare, asta ne aduce siguranță, asta ne ajută să depășim orice moment delicat al vieții. Așa de mult mi-aș dori ca binecuvântarea Domnului să fie peste voi. Acum unde vă aflați fiecare dintre dumneavoastră, să simțiți chiar în singurătate, să simțiți chiar în limitări, să simțiți chiar în perioada aceasta de asediu, binecuvântarea lui Dumnezeu care se revarsă peste sufletele noastre, Într-o zi în urmă, cu mai multă vreme, am primit un mesaj, nu pot să nu vi-l citesc, cu acesta vreau să și închei, scris de fratele Alin Șeșterac. Toți cei din Biserica Muntele Sionului îl cunoașteți. Este fratele care are aproape 30 de ani și este în cărucior de mai mulți ani în urma unui accident. Și el mi-a scris următoarele. Deși sunt mii de valuri ce spumeg în larg, când se lovesc de stâncă, se împrăștie, se sparg. Căci nu e val mai tare ca stânca de granit ce stă la straja mării pe țărmul însorit. De vrei pe această stâncă și tu ca să găsești un loc ascuns și tainic cum altul nu întâlnești și de zidește-ți casa vieții cu înțelepciune azi și de a urla tot iadul de acolo să nu cazi în ceasul încercării, să nu uităm de fel că Cel ce ne susține e Domnul, numai El. Amin. Acesta a fost cuvântul pe care Domnul mi l-a dat în dimineața aceasta să-L împărtășesc. Între eșec și binecuvântare se descoperă Domnul. Ajungi în eșec atunci când ești unde nu te vrea Domnul. Atunci când ajuns acolo în starea aceea, am învățat din în dimineața aceasta, te bazezi pe tine însuți. La țărmul mării era Hristos. Când s-au văzut cu orabea plină, au recunoscut că pe țărm era Domnul. În binecuvântare ajungi când îl recunoști pe Domnul și când ești gata să ascult sfaturile Lui. Doresc așa de mult ca binecuvântarea Lui să fie peste dumneavoastră, să fie peste familiile noastre. Doresc așa de mult ca dincolo de starea aceasta de asediu, să-L putem recunoaște și vedea pe Domnul, Cel care ne susține și este ajutorul nostru. Binecuvântat să fie Domnul, acum și în veci de veci. Amin. Aș vrea acum să finalizăm.